În urma materialelor publicate de Adevărul pe tema riscurilor pe care și le asumă părinții care și-au retras copiii din sistemul clasic de educație în favoarea unor sisteme educaționale din America și Marea Britanie, majoritatea neacreditate în țara noastră, Ministerul Educației a cerut să se facă verificări în toate școlile din România. Elevii nu părăsesc țara pentru a studia în străinătate. Ei rămân acasă, iar părinții cumpără cursuri de la respectivele școli și le predau un regim de homeschooling, asumându-și rolul de dascăl. Unele dintre școlile americane la care au apelat inclusiv părinții din județul Hunedoara nu sunt acreditate de ARACIP, ceea ce înseamnă că diplomele copiilor nu pot fi echivalate de statul român. Reprezentanții ministerului arată că, din punctul de vedere al legislației naționale, elevii retrași din școli pentru homeschooling rămân inițial cu situația școlară neîncheiată, iar apoi se regăsesc pe listele celor care au abandonat școala.